Hai să vii vineri. Pentru ca Fiul și Dumnezeu știa ce trebuia să sufere, să plătească, și cred că mai greu ca loviturile, ca bătăile, ca chinurile, ca scuipările, ca răstignirea, ar fi fost durerea Maicii. Și din cauza aceasta, când a venit Maica Domnului, El ducea crucea. El purta crucea. Nu l-a văzut când a fost legat la stâlp. Când îi dădeau palme, îi dădeau pumni, îl scuipau în față. Și iată atunci de pe cruce i-a spus, iată Fiul tău, arătând spre ucenicul iubit Ioan. Deci vedeți totdeauna oamenii sfinți, oamenii care au trăit după Dumnezeu și cu Dumnezeu, au încredințat cu Ioan. De ce fiecare dintre noi avem un înger și avem un sfânt care îi purtăm numele și căruia ne rugăm mai mult? Care ne poartă de grijă ca lui Dumnezeu. Așa și Mântuitorul Hristos a încredințat ucenicul iubit Ioan. Iar când a spus, iată Fiul tău, ne-a făcut pe toți fii a Maicii Domnului. Și ne-a spus, iată mama ta, ne-a făcut o mamă la toți creștinii de pe pământ. De aceea să veniți ca la o mamă. A fost cea mai grea zi din istoria omenirii. Vinerea. De aceea eu de când eram mic, am fost găsit mulți bătrâni credincioși Domnului, care vinerea nu mâncau nimic, nici nu beau apă. Alții, după ce asfințeau soarele seara, mergeau și la o bucată de pâine cu o cană de apă și mâncau. Era un post, vinerea, era o zi care mereu își amintea când Mântuitorul Hristos a murit pe cruce. Ar fi fost foarte frumos să continuăm cu această zi. Cu post, pentru păcatele noastre, pentru copiii noștri, pentru a ne ruga pentru toată lumea. Și iată, cel care dă viață e pus în mormânt, e omorât de oameni, de mâinile oamenilor. Și iată că va învia. Câtă strajă au pus că mincinosul acesta, spuneau ei, a zis că va învia din morți. Hai să punem 3 zile strajă la mormânt. Și păzeau toți să teau, că de răutatea în care erau ei, nici nu te mai ia somnul, frate, că știți, când ești rău tare, nu poți dormi. Când de cei ce aleacă a liniști, încerci să adori. Ei în răutatea aceea de ură, măcar că au văzut multe minuni, au văzut cerul cum s-a întunecat ziua, cum fulgerul a trecut, că ieri ați văzut 2 ceasuri într-una tunată, într-una n-am auzit de când sunt pe pământ, niciodată n-am auzit, fraților, ca ieri într-una 2 ceasuri să tune, m-am gândit că a ajuns războiul aici. Așa era un întuneric, un tunet. Toți vedeau. S-au înspăimântat. Care credeau, care fugeau. Însă nimeni nu l-a primit pe Hristos. Și iată, lumină mare se pogoară, care și până astăzi 2000 de ani spre mormântul Mântuitorului, străjerii cad jos, orbiți, nu știe ce se întâmplă, Hristos a înviat din morți. Asta este învierea, fraților, de la moarte la viață, de la iad spre rai. El a venit să dărâme porțile iadului, acele lăcăți care au fost încuiat acolo, păcatul care ne-a legat, le-a sfărâmat. Dar cine crede? Paștele izbăvirii, paștele răscumpărării, paștele biruinței,
Și totuși spune, hai să ne îmbrățișăm unii pe alții și să ne bucurăm că Hristos a înviat din morți. Iubiții Domnului, e frumos în jur, vedeți? E soare, cer senin. Ne-a dorit Dumnezeu și ploaie binecuvântată peste acest pământ însetat. Ne-a dăruit și milă și îndurare. Ne-a trimis și războaie și vești de războaie. Dar se pregătește ceva mai departe. Se pregătesc chiar și din nou boli grele. Lumea lucrează și va trimite, va fi vai și amar pe acest pământ. Se pregătesc pentru a pecetlui omenirea. Pentru a face o credință, un domn și un ban. Să știți că în miezul nopții va petrece multe lucruri și dimineața când o să vă sculați, o să fiți toți sărași cei care au bani ascunși, puși și strânși prin bancuri și toate n-au mâncat, poate n-au dormit, au alergat. Dimineața veți fi săraci. Dacă ce sunt Sfinții Părinți, ce spun Sfinții Părinți? Dumnezeu a spus, adunați comorile voastre în cer. Unii hoții nu le fură, molima nu le mănâncă, rugina nu le ruginește. Noi ne-am învățat să strângem, să avem. Pentru mulți ani, pentru bătrânețe, pentru când vom muri. Toate se vor schimba. Dar nu ne interesează asta. Pentru că avem altceva. Țelul nostru este altceva. De ce am venit pe acest pământ? De ce suntem în lumea asta astăzi? Ce ne așteaptă pe noi? Unde ne ducem, frații mei? Uite aici, e o întrebare grea. Ne-am luat toți. Știți că este o rugăciune de a chema mila lui Dumnezeu și acolo spune și noi preoți și toată lumea, toți ne-am făcut netrebnici. Nu mai este niciunul, Doamne, niciunul ca să facă voia Ta. De ce am ajuns aceste stări? Să nu fie niciunul ca să facă voia lui Dumnezeu. Acum voi credeți în înviere? Voi credeți că a înviat Hristos? Voi credeți că El a murit? De ce nu credeți voi în viața veșnică? De ce nu credeți voi că o să înviați? De ce credeți numai până la mormânt, că acolo se termină toate? Căci eu de multe ori văd, plângem ca cei care nu au nădejde. Spunea un părinte la moartea mamei. Zice, Doamne, să nu fie durerea mea mai mare după mama decât nădejdea ei în înviere și în Tine și în veșnicie. Că mama a fost tare credincioasă. Adică să nu întreacă nimic. Nici durerea, nici suferința. Deci, vedeți, toate acestea, fraților, noi le-am uitat. Vin sărbătorile și se duc. A fost nașterea Domnului, a trecut. Multe sărbători au fost, au trecut, a venit Sfintele Paște, a trecut. Trece și viața ta. Te treci și tu, te duci și tu. Dar nepregătit. Frații mei, dacă vom continua așa mai departe de a trăi în păcate, fără de legi, fără de pocăință, fără de rugăciune, nu ne așteaptă nimic decât o moarte nemiloasă și un iad unde vom fi chinuiți toată viața. Atât. Mai mult nimic. Pentru cei care cred, se întorc la Domnul. Pentru cei care îl caută pe Domnul, e nădejdea. Bucuria învierii, despre care spune Hristos, adevărat, adevărat vă spun vouă, că toți cei care dorm în morminte vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Vom învia, fraților, și Dumnezeu să ne ducă în raiul Lui,
despre care spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor, care a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii. La aceasta să gândiți și luați cărțile în mână. Lăsați televizor, lăsați toate minciunile, vorbele deșarte. Lăsați veseliile, fraților. Paștele și învierea Domnului, mâncarea, nu mesele pline. Ce este bucuria învierii? La care Dumnezeu totuși ne-a dat și mâncare, ne-a dat și vremea aceasta frumoasă, mai ales în ținuturile noastre. E liniște, e pace. Acolo plâng morți, copii flămânzi, năcăjiți. Noi nu vedem, nu auzim. Toată lumea e veselă, toată lumea mănâncă, curvește. Trăiesc așa viața la ordinea de zi, după cum le șoptește Satan. Însă Dumnezeu spune: iar în vremea din urmă, atunci când se va apropia sfârșitul, iată cum vor fi oamenii. Și voi trebuie să citiți aceasta. Trebuie să deschideți Biblia acasă. Trebuie să luați psaltirea în mână, cărți de rugăciune. Mai ales voi, mamelor, care știți cu durere să vă rugați lui Dumnezeu. Lăsați bârfile, lăsați minciunile. Lăsați veseliile acestea care cântă muzicile, casele răsună în jur. Și de multe ori mă gândesc, oare nu simțiți durerea nimic ce se petrece? Și cum să facem să ne întoarcem la Hristos? Să devenim niște oameni mai buni. Să putem iubi, să putem primi pe Hristos cel înviat din morți. Să-L primim viața noastră. Să învățăm de la El. De multe ori mă uitam la Poceaiu, când mă duceam, erau niște foițe care se dădeau cum se face semnul crucii. Și mulți ziceau: dar ce, eu nu știu cum se face semnul Sfintei Cruci? Și am văzut că după ani de zile tot nu-l mai facem drept semnul crucii. De aceea, iubiții mei, trebuie să învățăm și să începem a trăi viața cu Dumnezeu. Asta este sărbătoarea veșnică a sufletelor, să ne întoarcem la Domnul. Vă felicit cu Sfintele Paști, cu învierea Domnului, cu această măreață sărbătoare a creștinilor. Și nu uitați, prigoniți vom fi și groaznic vom fi prigoniți. Așa vor fi prigoane mari cum n-au fost niciodată și nu vor mai fi. Ce depinde? De multe ori mă uitam, chiar ca anii aceștia, așa. Vine un preot în sat. Lumea îl întâlnește cu colaci, cu flori, cu bun venit, părinte, vai ce bucurie! Și după 30 de ani de slujire, după 40 de ani de slujire, cu bâtele, prinde barbă, îl târâi de mâini din biserică afară și strigă cuvinte urâte și îl fugăresc. Ce se întâmplă? Nu pot înțelege. Ori părintele n-a învățat drept, ori lumea nebunit a luat-o aiurea. Cum 40 de ani v-a slujit? Botez, cununii, mormântări, slujbe, Sfânta Liturghie, jertfă necurmată. Și într-o zi, toți încep să urle, să strige. Dar în biserică nu s-a schimbat nimic, fraților. Mulți spune că trebuie să schimbăm ceva, trebuie urgent, strâns, sinoade, nu știu ce. Dar ce să schimbăm? Cum s-a numit Biserica lui Hristos, tot Biserica lui Hristos a rămas. Nu s-a sfințit nici în numele lui Mihai, nici al lui Chiril, nici al lui Vasile, nici al lui Gheorghe. S-a sfințit în numele unui Sfânt. În numele Sfintei trăim și cu hramul Sfințului Arhanghel sau unui Sfânt care se hrămuiește, se sprăzuiește Sfântul Hram al Bisericii, acelui Sfânt,
și ca acoperitor și rugător pentru satul acela unde se află biserica. Bisericile nu sunt omenești, ele sunt cerești, dumnezeiești. Și casa tatălui meu se va chema casă de rugăciune pentru toate neamurile. Ce nu le place acum la neamurile acestea? La neamul acesta păgând și îndărăpnic, ce nu le place, fraților? Deci vedeți ce a venit. Și totdeauna, eu citesc din istoria bisericii, totdeauna când s-a început revoluție, războaie, aici a început prima dată, lovim preoți în biserici, în mănăstiri, în credință, în Dumnezeu. Asta au făcut comuniștii 75 de ani. Asta au făcut-o. Au zdrobit, au ucis, au dus lumea în străini, în chinuri și greutăți, în foame. Și acum când s-a început ceva și la noi în țară, tot la fel. Biserica, porcii trebuie fugăriți, trebuie omorâți, trebuie împușcați, trebuie... În loc să aducem rugăciune, pocăință, înaintea lui Dumnezeu. Desigur, e tare greu, pentru mine este tare greu să văd cum moare lumea, copiii, cum suferă. Dar eu mai văd o scenă, fraților. E o scenă care poate pe an, așa după cum mult puțin, după capul meu prost aș socoti, cred că moare 1 miliard. Adică omorâm 1 miliard noi, dacă nu mai mult. 1 miliard e foarte mare. Toată lumea de pe pământ ar fi 7 miliarde și ceva. Și asta 1 miliard spus, m-aș gândi că ar fi poate prea puțin să nu trecem la 2-3 miliarde de oameni pe un an. Nu 10.000, nu 20.000, ci miliard care nu pot socoti numărul acesta atât de mare. Sunt copii avortați. Copiii care nu se mai nasc prin pază. Cei care spun nebunii și care vorbesc atât de urât. Asta nu vedem cât sânge curge. La Hierța, odată când a fost avortat un copil de 6 luni, sanitarca de acolo, îngrijitoarea care era, s-a uitat, copilul era viu. A luat o caldare cu apă, l-a luat de picioare, l-a băgat în caldare și l-a înnecat. Asta nu vă spune nimic? Doctorii care au constatat și au văzut dacă inima unui copil ar bate 125 de bătăi, atunci când mama merge la operație, când se pregătește ca să devină irod și să omoară viața care o are în ea, care a dat-o Dumnezeu, bătăi la inima copilului ajunge până la 300. Sau 200 sau 300. Simțește fiara cuțit. Și când cleștele începe ca să prindă câte o mânuță, să o taie, să o rupă, să o scoată, vorbesc de copiii mai mari, avortați. Se trag mânuțele. Și arăta odată, cineva mi-a arătat, cum o mânuță care era scoasă acolo și piciorușile bucăți, a turnat iod pe dânsele și mânuța așa s-a închis, a simțit durerea. Tu spui că nu vezi? Tu spui că n-auzi? Ați văzut ce război puternic? Ați văzut cât îngeraș am omorât noi? Și dacă te-ar întreba, pentru ce, mamă? Pentru ce, mamă? Ce ți-am făcut, mamă? De ce mă omori? Eu abia așteptam să mă iei în brațe, mamă. Va orbit satana să nu mai vedem. Nu mai avem nevoie, fraților. Și apoi strigăm că ne-e greu, că viața e amară, că nu plouă, că popa e rău și că biserica e un fel și alta.
Păcatele noastre grele și mari, ura, răutatea, pisma, urgia, mânia, zavistia. Nu le putem vedea aceste păcate. Curviile care am ajuns, nu pot să vorbim că suntem dobitoace, că nu-i un cuvânt. Am întrecut orice măsură, fraților. Bărbați și femei, care am ajuns ca la gunoi, ca la coșul de gunoi suntem, nu suntem oameni cinstiți, oameni curați. Și apoi încă la spovadă, încă mai râd, după cum vă spuneam. N-aș mai repeta. Dar atunci când trădezi iubirea, atunci când îți las persoana care ți-a dat-o Dumnezeu curată, v-ați cununat în biserică, ați venit la Hristos și acum ai ajuns cârpă, murdară, spurcată, nu-ți vorbește nimic? Tineretul nostru de astăzi, familiile noastre de astăzi, pentru noi, vedeți, dacă un preot s-ar despărți de familie, are numai o ieșire, să meargă în mănăstire sau să rămâi toată viața singur, sau dacă chiar că îi moare preoteasa, el nu mai are dreptul de a se căsători, că n-ar putea sluji la Sfântul Altar. Nu mai poate, n-are dreptul să slujească mai mult. Trebuie să fii bărbatul unei singure femei. Ei, dacă cineva mai dezleagă, dezleagă pe capul lor. Își dezleagă o sândă veșnică și chinul din iad. Eu astea lucruri nu le fac niciodată, nici n-am să le fac, pentru că mi-e groasă de ceea ce se întâmplă astăzi. Mai sunt cazuri, desigur, care, vedeți cum se întâmplă. Câteva zile în urmă mi-a adus o fiică de-a mea acasă, un biet popușor, i-aș spune. Cu gențele la poartă, cu doi copii, luați-o, nu-mi trebuie nici copiii, nici ea. Dar aici se grăbea să slujească Sfântului Altar. Așa diavolii știu să facă, să se ascundă în oamenii aceștia. Știți ce a spus Sfântul Lavrentii de Cernigov? În vremurile cele din urmă, diavolii nu vor mai fi în iad. Toți diavolii vor fi pe pământ și în oameni. Asta a venit astăzi, fraților. Iojale ar trebui de plâns, de nerugat, cei care trăiți, cum a spus cuvântul lui Dumnezeu acolo, cei care au femei să trăiască cum nu le-ar avea. Iar cei care nu sunt căsătoriți, să caute în toate să placă Domnului, că acum nu e vremea nici de însurat, nici de măritat, ci vremea de a aștepta pe Hristos. Hai să vedem ce vine acum în fața noastră. Voi vă gândiți că dacă trece războiul, gata, am scăpat? Toată lumea așa vorbește, să scăpăm, să scăpăm. Voi știți ce boli ni se pregătesc chiar și din nou? Va cădea carne de pe oase jos. Și că nu știu cum ce s-a va termina. Vedeți, acest Paște a fost Paștele însângerat. Și poate încă nu-i, poate încă-i cu mila lui Dumnezeu. Nu știm ce vine în continuare, frate. Foamea care va veni. Spuneau Sfinții Părinți, puneți semănață orice bucățică de pământ, nu lăsați nimic, că tare greu să fie și foamete mare vine. Lumea parcă nici nu-l vine a crede. S-au scumpit toate, n-avem când, ne-am săturat de atâta. Fraților, ascultați de Domnul. Când spuneau Sfinții Părinți, duceți-vă de la orașe, la sate, o căsuță cât de mică, să aveți o bucățică de pământ, că o să vă hrănească asta. Ei, nu e chiar ca așa. Au făcut toți altfel, în schimb, să facă lucrul acesta ascultare, au lăsat satele binecuvântate și vetrele părintești și casele unde au crescut, copilăria unde au copilărit, au rămas pustiu, fermat și toți s-au dus în Europa, toți s-au dus la orașe mari. Ce frumos afară, uitați-vă, când ieși vezi o găină, o floare, cerul frumos, te bucuri de orice ce în jur, o fântână, un izvor cu apă,
Fraților, n-ați prețuit? Când era COVID-ul ăsta, oamenii pe la sate aveau treabă pe afară, făceau una alta prin grădină, cei de la oraș închis în apartamentele lor, nebuneau de cap, se certau, se sfădeau, se aruncau pe tregeamuri afară. Ați văzut ce înseamnă? Ce au spus Sfinții Părinți? Și acum a venit vremea aceasta. Pregătiți-vă, dragii mei. Bine nu va fi, eu vă spun dinainte. Tare rău și tare greu ne așteaptă în viața asta. Pentru că noi am intrat în vremea Apocalipsei. S-a început și se începe așa, a spus mulți Sfinți Părinți, și asta vă spun și eu, nu de la mine, vor veni greutăți mari și necazuri. Credința va fi foarte prigonită. Mie milă de preoți. Mă uitam cum săracii vreau să apere biserica, bisericile, creștinilor. Însă lumea are altceva în cap. Nu darul pocăinței, a părerii de rău, ci lumea cu totul urmărește altceva. Fraților, în biserică nu-i nici limbă, nici națiune, nici n-avem ce schimba, decât viețile noastre să le schimbăm din rău în bine. Să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne pregătim de a ne întâlni cu Dumnezeu și cu cerul. Cu Sfânta Înviere, fraților, și dea bunul Dumnezeu să ne trezească din păcatul greu, din jocuri, din curvii, din beții, din omoruri, din tot ce este astăzi pe acest pământ, și să venim să plângem, Doamne, în fața Ta, să ne cerem iertare, că știm că ești bun și nu ne vei lăsa. Aveți nădejde, fraților, cât n-ați fi greșit în viața asta, din tot ceea ce am vorbit eu, dacă suntem vinovați cu toții, veniți la Domnul, spuneți-i că-ți pare rău și spune, îmi pare rău, Doamne, de tot ce am făcut. Spuneți și voi ca cuvioasa Maria Egipteanca, Părinte Zosima, mi-e rușine să-mi amintesc de trecutul vieții mele. Și nouă ne rușine. Eu văd și vouă vie rușine și mie. Și la toți o nerușine de trecutul vieții noastre, copilăria, tinerețea și viața care am trăit-o. Dar vedeți că Dumnezeu m-a lăsat în viață și astăzi îți pot spune, Doamne, iartă-mă că ți-am greșit. Și ridică-mă, Doamne, și nu mă lăsa ca să pierd în păcatele și fără de legile mele. Amin. Hristos a înviat!